Dansatorii de la Clubul Sportiv Municipal Deva au participat la finalul săptămânii trecute la Târgu Lăpuș la Festivalul Național de Dans Sportiv. Denisa Kellenberger și Raul Igna de la CSM Deva, pereche pregătită de antrenoarea Andra Căprioară, au fost la înălțime ca de fiecare dată. Cei doi juniori talentați au participat la cele mai dificile secțiuni ale competiției. Ei au obținut locul 2 la Open Latino, categoria 16-34 de ani, și pe cel de-al treilea la Open Standard, categoria 16-34 de ani. Denisa și Raul se pregătesc acum să ne reprezinte la campionatul național de 10 dansuri care se va desfășura la Brașov în perioada 1-2 iunie 2024.